Thank you. Bye. 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 Am pornit spre Candy. Dacă ajungeți în Polonnaruva cu mare guest house, este foarte ieftin, foarte curat și cunetul cel mai bun din Sri Lanka. Sub 4 euro pe noapte. Și super liniștit, poți să dormi super bine. Nu te deranjează nimeni. Recomandăm, ce mai ieftin loc de până acum. Păi nu cred că mai găsim mai ieftin. Nu cred că nici eu. Șorichetele astea. Ne luăm adio de aia, fânțelul roz și șorichetele verde. Care are o bilă în mână. Ofrandă. Ofrandă, da. Ai, aduce ofrandă. Și are și binecuvântarea pe mână. Să luăm niște bananuțe lemon. Lemon hazel. Am prins busul spre Candy. Am făcut pană. Am făcut un mic popas pentru că avem o pană serioasă. În spatele vulcanizării ceva interesant. Am ajuns în Candy după 2 ore jumate, 3. Să ajungem în Candy pentru 150 de km. Busul 41 merge din Polonnaruva în Candy pentru 500. 1,7 euro. Oh, sorry. Wow, ce-am alunecat, eh? Mare Buddha în orașul Candy. În
Înainte să ne luăm cazare, mergem să verificăm în stația de tren. Să vedem dacă găsim bilete pe celebra rută Candy Ella. Destul de modernă stația. Let's see. Matale. Hello, sir. Yeah. For Candy Ella. Candy Ella, when? When? In 2 days. 2 days? Monday. Monday. What? Number one. Yeah, you can buy it only tomorrow morning. Only tomorrow morning. Okay. Am aflat și informația de care avem nevoie. Există bilete, doar că se pot lua doar cu o oră înainte. Și sunt două trenuri spre Ella în fiecare zi, la 8:45 și la 11. O oră înainte trebuie venit și cumpărat biletul. Costă low cost 600. Și busul 653 spre Ampitia. Hai. Am mai găsit o conexiune cu un bus care ne lasă fix lângă cazare. Cam așa arată intrarea în Sătuc. Nu ne-am luat în Candy în centru că era prea haos. Și am să mergem undeva la 5-6 km în afara orașului, să stăm puțin în liniște. Se urcă. Se urcă, nu glumă. Ne-am închiriat o cameră pentru 3 nopți, 20 de euro pentru 3 nopți, 6,50 € pe noapte și cu baie în cameră. Și ce chestie, cum e, că dacă e aer condiționat, că nu se auză. Dar de unde că nu e aer condiționat? Ce invenție, cu telecomandă. Mergem să explorăm acest loc. A fost destul de obositor drumul astăzi. Dacă am rupt în două busul. Și foarte, foarte cald. Au fost doar 3 ore, mai puțin ca drumul din Colombo. 4 aproape. Dar a fost mai scurt drumul decât Colombo. Numai că s-a stat mai mult la bar în Candy, când am intrat. Guava din grădină de ieri. Are ceva aici din România. Da. Oh. Mă gândesc. It's written in Romania. Da, in Romania. Dacă ești român și ai ajuns în acest tuk-tuk, poți spune că ai avut noroc. Hai să te convingi. Hai să te convingi curând de asta. Băiatul ăsta Sana. Ioremi Sana. Sana pune atâta suflet încât te face să te simți extraordinar. Mario și Luciana din București, România. Nice. They were two people from Bucharest, the same city that we are. Yeah, really? Yeah. So 2018. Yeah. Nice. Street art de la spital. Facebook-ul, îți mănâncă timpul. Ha! O carte. 2 euro. Un cotu și 2 pești. Cotu este un fel de ciapati sau litie, tăiată mărunt. Cu legume. Cu legume. Și cu usturoi, miroase bine.
s-a pus și... Era un cetățean în fața noastră, dădea ad la toate fetele după Facebook suggestion, da? A, da, 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 din continuu. 20, 30 în continuu.